este foarte interesant că spui că l-ai atenționat că nu o să facă, că nu o să, nu o să facă treabă bună cu această campanie dacă o deschide așa. Nu, și, nu că, și nu te-a ascultat. Nu că nu o să facă treabă cu campanie. Nu reinterpreta ce spun. Nu, că nu o să poată să managerieze traumele din trecut. Traumele asta din trecut. E altceva. Corect, corect. Campania da, bine, poate okay, să o facă sau ar fi putut să o facă fără să scoată la iveală traumele. Da, dar mă gândesc că n-ar fi vrut să o facă cu orice risc. Adică, iată, ai o campanie reușită, dar nu mai e familie. Da, adică... dar sunt planuri diferite. Deci noi vorbim de lucruri diferite. Tocmai. Poți public să faci orice fel de campanie și fără să se afecteze viața. Da, fără să se afecteze sufletul. Dar dacă tu în spate ai un bagaj emoțional pe care tu îl car după tine ani și ani de zile, pe care tu nu l-ai rezolvat, că eu fac terapie, de exemplu, de 8 ani cel puțin foarte fac bine terapie și am schimbat 3 terapeuți. Fac terapie toată viața. Până mi-am găsit terapeutul care mă simt minunat acum și de 3 ani sunt cu același terapeut. Deci este important să, dacă ai probleme, nefericiri, să cauți în trecut, pentru că ajungi în prezent și te cerți cu persoana iubită și dai toată vina pe persoana iubită și de fapt e 90% trecut, 10% prezent. Dar dacă tu nu știi procentul ăsta și nu știi că ai multe răni nevindecate și nu le accepti, asta, și nu le conștientizezi, da, da, dai vina pe partener. Și asta mi se întâmpla deseori. Eu eram de vină, eu greșeam, eu. Și la un moment dat îi spuneam, hai te rog, hai la terapie, hai să facem terapie matrimonială, hai. Și a fost dificil. Totodată eu l-am înțeles, pentru că și eu am venit cu un bagaj emoțional. Și eu am venit cu problemele mele, cu copilăria mea, cu Andrei, cu tata, cu... Și eu l-am avut pe ale mele și normal că am înțeles și traumele lui, adică asta ne-a apropiat pe noi. M-a făcut să mă leg de el și poate și pe el de mine, adică am pe undeva da, noi ne-am comune, regăsit, da, aveam, da. Doar că el nu a ales să le vindece și normal că toate au venit ca un tăvălug în momentul în care scrii, te-a pus și scrii ceva din copilărie. Le retrăiești. Și le retrăiești și atunci lucrurile alea te schimbă. Și de departe gândul meu de a pleca în momentele acelea sau acestea de acum din prezent, adică eu nu mi-am dorit, repet, să ajungem aici și nu aș fi vrut niciodată să mă separ și să ajung la divorț. Da, mă, asta este de la sine înțeles. Nu cred că cineva își dorește să rămână singur cu copii. Mai ales în situația ta, în care trebuie să călărești țara, să te duci la concerte, să te... Da, nici măcar nu e vorba de concerte, e vorba de copii aia. Nu e vorba că vreau eu să plec la concerte și vreau plus să fie asta, la casă. Plus asta, nu. Plus asta. E vorba că fetele noastre vor avea acum o altă traiectorie în viață. Când un copil crește fără un părinte în casă, degeaba părintele ăla vine o dată pe săptămână sau da, de 5 ori pe săptămână. Nu, părintele ăla nu mai locuiește în casă. Cu fetele mele vor avea o traiectorie diferită. Pentru că tatăl lor nu va mai locui cu ele. Și ele nu vor simți, nu vor vedea, nu vor vedea pe mami care se iubește cu tati. Și nu vor avea reperul de familie. Și asta mă doare. Poate nu vom mai avea Crăciunuri împreună, nu mai avea sărbători împreună și asta, lucrul ăsta mă doare. Și cred că asta este apăsarea oricărei femei divorțate. Pentru că nu mai există familia și copilul nu mai are repere. Chiar dacă mami sau tati se recăsătoresc. Nu, nu e tati, nu e mami, e nenea. Nu e același lucru. Și asta este dureros pentru, în general, pentru femeile divorțate. Că bărbații da, pleacă dureros și pentru, își văd de viața e lor. E dureros și pentru orice om care rămâne singur. Că mai sunt și bărbați părăsiți, știi cum. Rămân da, și dar în suferință, general știi? Femeile, fiind mai profunde, mai sensibile, na, ele rămân în urmă cu copiii. Că femeile rămân cu copiii, nu? Da. Și ele rămân cu un regret sufletește pe care îl poartă toată el viața. El realizează asta? Am spus asta, nu știu cât realizează, pentru că el este acum în filmele lui, nu știu cât realizează, dar i-am spus lucrul ăsta, i-am zis, uite, o să le fie greu. Na. Da, e în filmele lui. A trecut o lună și te gândești că într-o lună îți poți decanta niște gânduri, niște sentimente. În luna asta nu este nicio schimbare în filmele astea? Nu. Nu, e chiar... Deci e în rău. Nu că e mai rău, mi-a dat de înțeles că este mulțumit de torsătura pe care viața lui a luat-o. Crezi că are pe altcineva? În decembrie am crezut că de-aia și-a schimbat comportamentul, că e posibil, că știi, niciun... Na, mai pe premiza asta, că bărbații când își schimbă da, comportamentul, sigur e altcineva la joc. Da. Doar că nu am dovezi în acest sens. Nu am dovezi, nu știu nimic. Dar dacă te-am întrebat are, cumva pe baza experienței trecute, poate. Da. Dacă ar avea, sigur presa ar afla. Eu rimează că presa noastră da, află tot. Că așa am aflat și data. Da, da, da. Deci se află. Nu-i problemă. Dar ți-ai pus și întrebarea asta. Da, normal. Da.
Ce ar mai fi de zis? Văd că și în continuare vin... Cred că ăsta va fi refugiul tău. Și ca de fiecare dată când ai avut astfel de momente, te-ai refugiat în muzică. Și vreau ca aceasta să fie singura emisiune în care vorbesc. Am ieșit odată, am lămurit-o. Asta de tine depinde, nu te aduce nimeni cu forța, știi cum. Am lămurit-o. De acum vreau să-mi văd de proiectele muzicale, revin să cânt la tine la emisiuni și nu vreau să mai abordez și să mai existe alte emisiuni în care eu vorbesc despre tatăl fetelor mele. L-am iubit foarte mult, ne-am căsătorit din dragoste, am făcut acești doi copii din dragoste, îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici, dar nu aș vrea să fie o sagă și să continuăm și să vorbim despre acest lucru. Da, repet, de tine depinde asta, că nimeni nu... Vreau să-mi promovez piesele, adică vreau să vin de aceea și în această seară. Nu poate obliga pe nimeni să vorbească despre ceva. Da, corect. Viața atunci, merge mai departe sub o formă asta, sau alta. O ultimă întrebare. Vă duceți la divorț, nu? Momentan niciunul dintre noi nu a depus actele. Asta zic. Doar că probabil fiecare dintre noi a luat în considerare această idee. Da. Deci e mult mai probabil divorțul decât împăcarea. Au venit băieții. Cu regret. Hai să te...